dragii noștri privitori, cititori, nici nu știu cum să mai spunem acum cu noua noastră emisiune. Avem invitat cu noi în platou un om deosebit, arhitectul Radu Negoiță. Radu, îmi cer scuze anticipat dacă o să-ți mai spun ca un Robert Negoiță, pentru că tocmai ai fost invitat de colega noastră. Am avut o întâlnire cu primarii părând așa la un an de mandat, în care s-au lăudat cu totul merge bine în București, e foarte frumos, clădirile strălucesc, curățenie, locuri de parcare, trăim într-un oraș minunat. Ok, nu suntem rude. Da, nu sunteți foarte bine atunci. De ce l-am invitat pe Radu Negoiță? Îl cunosc de mult timp, face un lucru extraordinar și probabil e singurul arhitect care îți explică cum să eviți niște capcane atunci când îți cumperi un apartament. A rămas surprins că cei mai mulți oameni își cumpără apartamentul de pe planșă. Eu credeam că noi românii trebuie să pipăim, să vedem și să urlăm este înainte de a cumpăra ceva, dar se pare că nu e așa. Radu a început un proiect de mai mult timp pe internet, numit Case pe Radar. Case strâmbe pe radar. Case strâmbe pe radar, așa. Iar cartea este oarecum o sinteză. Nu vă speriați, nu va fi o discuție deloc tehnică, nici nu m-aș pricepe pe domeniu, aproape deloc, nu am nicio competență. Dar e o carte scrisă în limbajul unui comediant, unui actor de stand-up comedy care analizează planuri de arhitectură. Foarte accesibilă, cartea e foarte umanizată, tradusă pentru noi și se întâmplă ceva de genul ăsta. Radu ia o schiță a unui apartament trimisă de către un cititor, o schiță foarte reală, și o analizează. Cum trebuie să arate un dormitor, cum trebuie să arate un hol de intrare și așa mai departe. Cum evităm capcanele din schița apartamentului pe care vrem să-l cumpărăm, Radule? Păi, nu cred că pot să dau un răspuns simplu. E foarte important, dat fiind faptul că schița e cam, pentru majoritatea tranzacțiilor de imobiliare, cel puțin în București, dar înțeleg că și în alte orașe mari din România, se vând apartamente de pe hârtie, adică există situația în care mulți dezvoltatori își finanțează oarecum construcția blocului cu banii primiți de la oameni care plătesc oarecum pentru apartamentul respectiv. În fine, fac contractul de rată și banca îi finanțează mai departe. Nu există un răspuns care să fie valabil pentru orice situație, dar cred că atenția e foarte importantă. Există unele lucruri pe care le putem verifica singuri, cum ar fi distanța față de metrou. Am și câteva rețete cu ghilimelele de rigoare pentru a vedea cum funcționează anumite spații din casă. Se pot mima activitățile care se întâmplă acolo, de exemplu, atunci când intri poți să vezi dacă ai loc să-ți întinzi mâinile, pentru că iarna, cel puțin atunci când ai pe tine ceva mai gros de care te dezechipezi mai greu, automat vei avea nevoie de puțin mai mult spațiu. În bucătărie trebuie să te poți mișca, în baie va trebui să ai loc să intri fără să lovești cu ușa vasul de toaletă. Deci, practic, la fața locului se pot verifica niște activități, încercând să le mimăm în fața agentului imobiliar, care rămâne perplex că ne vede baletând. De pe foaie, puțin mai greu, și sfatul meu este să întrebați un arhitect, pentru că are experiența redactării și a citirii planurilor și poate să identifice mult mai ușor, să zicem, un spațiu în care n-ar intra o cadă, pe care nu apare cada, că nu întotdeauna avem desenată cada acolo. Există și situații în care obiectele de mobilier sunt micșorate deliberat de către grafician ca să pară că încap într-un dormitor, de exemplu. Și da. Te trezești că nu poți te deschide că nu... ușa de da, pat sau da. Că soția va trebui sau iubita să doarmă pe canapea. Există genul ăsta de situații, din păcate. O să citesc doar un scurt fragment ca să vedeți stilul în care este scrisă cartea. Și dăm așa un cuvânt pe repede înainte. Astăzi, în schimbul promisiunii plății a 360 de rate care vin o dată pe lună, lumea primește un plan și un zâmbet. De la arhitect până la dezvoltator, nimeni nu-ți prea zice ce să mănâncă,
că de fapt ce îți vinde. De ce să te supere când tu ai mâncărimile alea de spar pușculiță? Crezi ce vrei, nu intră nimeni în polemică cu tine atâta timp cât ești impresionat, e bine, dă un cap foaia semnată și salut, sănătate, de acum intri în grijă cui ți-a dat creditul. Cartea continuă în același stil și remarcam și la conferința, la lansarea cărții, că s-au viralizat câteva lucruri deja din carte, cum ar fi celebra piruetă, toată lumea a rămas impresionată de treaba asta, că atunci când intri într-un hol, pentru a-ți da seama dacă e suficient de încăpător, să faci o piruetă cu mâinile de larg deschise. Sigur, dacă ai așa corpul meu, e mai greu cu pirueta. Dar real, în spatele acestui umor și a acestor metafore, există niște măsuri tehnice clare. Un hol de intrare, legea spune că trebuie să aibă o adâncime de 1,20 m, am citit eu. Da. Există aceeași lucru și pentru o cameră, nu? O cameră nu poate fi construită sub... Aici, asta e una dintre problemele cu... zonele gri din lege. Din nefericire, există norme care se suprapun și îmi pare bine că Ionuț a adus vorba despre treaba asta, pentru că, de exemplu, în legea locuinței, dacă nu mă înșel, spune că două dormitoare la un apartament de trei camere trebuie să aibă împreună numai puțin de 22 de metri pătrați util, ceea ce poate să însemne că unul va avea 12 și unul va avea 10. În timpul ăsta, normele de igienă și sănătate aflate și ele în vigoare spune să nu ai cameră de locuit, ceea ce poate să însemne dormitor sau living, sub 12 metri pătrați. Deci, dacă unul are 12 și unul are 10, e clar că unul e sub 12. Și atunci problema este că trebuia la un moment dat cineva de la guvern, la un moment dat, să se ocupe, să armonizeze prevederile astea astfel încât să nu se suprapună, doar că nu au făcut chestia asta și asta... lasă un loc de interpretare pe care cine construiește blocuri de obicei în scopul de a vinde apartamente îl va interpreta în interesul său. În timp ce pentru noi poate să fie în regulă, să zicem, compartimentată o cameră de 10 metri pătrați sau poate să fie împărțită destul de incorrect, configurată destul de incorrect. Am descoperit, de exemplu, și un apartament care are toate cifrele în regulă, dar e aproape nelocuibil, pentru că are camere, să zicem, foarte înguste și adânci. Au încercat să facă mai multe economie, să încapă de-a lungul aceluiași culoar, mai multe apartamente, ca să vândă, să zicem, în loc de, nu știu, 40 de apartamente, 50 de apartamente și au făcut o afacere. Legea zice să nu aibă sub 12 metri pătrați, dar ar trebui să existe și o precizare de exact. Lungime ori lățime, da. Și nu să ai o adâncime asta de 6 ori 2. Da. Să-ți fie camera chestia asta chiar nu există. Nelocuibilă. M-am uitat, am citit și eu cartea cu atenție și, sincer, chiar nefiind de specialitate, mi-am dat seama că unele planuri făcute, cel puțin în ceea ce privea living-ul, modul cum ajungi, cum intri din hol, cum treci, că ai nevoie de o adevărată hartă, că pare un test de inteligență, un labirint. O hartă de Heroes. Da. Întrebarea ar fi totuși, planurile astea sunt făcute de niște arhitecți, de niște oameni din breasla ta. Care e acțiunea breslei asupra astfel de oameni? Cum pot ei fi împiedicați să participe în proiectele astea? Există vreun mod de presiune legală asupra lor, de sancționare? Depinde foarte mult de situație. Și aici există o pleiadă întreagă de zone gri. După părerea mea, stilul de arhitectură care se pretează cel mai bine pe rezolvarea unor nevoi în construcții de locuință, în construcții de locuințe făcute pe un anume standard, este funcționalismul. Funcționalismul spune că funcțiunea este foarte importantă, adică form follows function. Așa a venit de la funcționaliști, de la moderniști din Occident care ne-au adus chestia asta. Ca să existe o acțiune, să zicem, a Ordinului Arhitecților împotriva anumitor persoane care, să zicem, nu își profesează meseria la un anume nivel, ar trebui să existe niște standarde conform cărora cineva să facă arhitectură, ori standardele, adică niște standarde, să zicem, impuse de organizație profesională, care poate să fie Uniunea Arhitecților sau poate să fie mai degrabă Ordinul Arhitecților. Dar standardele astea,
Din câte știu, nu există odată. Doi, ar trebui să fie un organism care să monitorizeze ce face fiecare, ceea ce iarăși nu există. Și de obicei se întâmplă doar când se întâmplă ceva, de obicei când se întâmplă ceva foarte grav, atunci se aprinde un beculeț și o anumită persoană e trasă la răspundere. Dar cam atât. Momentan. Să spunem că am citit cartea, m-am destupat un pic la cap, am înțeles cum să mă uit pe un plan și așa mai departe. Deși, sincer, și vă spun și noastră, cred în continuare că e nevoie de părerea unui specialist, chiar dacă te-ai uitat după planul respectiv. Mă duc să cumpăr apartamentele respective. Chiar am oferte pe piață, adică chiar pot să-mi găsesc apartamentul ăla pe care mi-l doresc eu, da. Ținând cont că eu mi-am luat un credit de la bancă pe 30 de ani, care mă ține acolo legat și vreau un apartament cu 3 camere. Da. Există oferte în piață? Adică chiar poți, alege? Sunt dezvoltatori serioși care se preocupă de... Exact cum există arhitecți care își fac meseria cu onoare, există oameni de afaceri care își doresc să vândă un produs de calitate și nu doar să facă bani cu orice preț. Am văzut apartamente de bună calitate. Normal, la unde prețul este la metru pătrat este mai scăzut, deși se pot găsi apartamente de bună calitate, sunt puțin mai greu de găsit. În schimb, unde prețul ajunge în jur de 1500 de euro la metru pătrat, încep să fie deja mai multe apartamente de bună calitate procentual. Asta e o observație pe care am făcut-o după ce m-am uitat pe destule sute de apartamente pe care mi le-au trimis fanii paginii. Și pot să zic că pe unul dintre ei am ajutat să iau o decizie în cunoștință de cauză. Deci da, se poate. Recent presa a relatat un caz. Un cetățean s-a dus să-și ia un apartament în primire și a vrut să verifice instalația de gaz, de apă, să vadă dacă totul funcționează. Totul funcționa, era totul în regulă. După o perioadă de timp a descoperit că nu mai are gaze. Nu era racordat apartamentul, blocul nu era racordat la gaze, era o butelie, un fel de butelie îngropată în curtea imobilului. Da. Ai întâlnit cazuri din astea așa de aberante? Există? Sau ce îți reclamă cel mai des? De ce se izbesc cei mai des oamenii de pe pagina ta ca se strâmbe pe radar când îți scriu? O mare problemă a celor care au cumpărat deja este neadecvarea rețelelor edilitare la nevoile unui bloc nou. Aici, iarăși, e o chestie care ține de aplicarea legii, pentru că în lege scrie că un dezvoltator, în momentul în care construiește un bloc într-o zonă cu construcții destul de rarefiate, este obligat să actualizeze conform cu nevoile noului număr de locatari din zonă, este obligat să actualizeze rețeaua edilitară pe cheltuială proprie și apoi să o treacă în proprietatea firmei sau asociației care gestionează chestia asta și care ține de primărie, dacă nu mă înșel, sau de regia autonomă X sau Y. Bun, în situația asta, el ar trebui să nu primească autorizație dacă nu face chestia asta. Și aici începe o zonă interesantă despre care discutam mai devreme. În legea 10, responsabil pentru calitatea locuirii nu este niciodată primarul. Cel care ar trebui să fie de fapt responsabil pentru că cel care dă cu ștampila în zona lui pe care o păstorește și a fost ales pentru asta. El nu e responsabil de chestia asta, deci el își dă seama că dacă el îi dă voie cuiva să construiască și respectiva firmă nu actualizează rețelele edilitare, el nu pățește nimic. Și asta este o portiță către tot felul de înțelegeri mai puțin curate de obicei. La lansarea cărții tale era un domn care își cumpărase un apartament într-un bloc nou. A fost cu tine, i-a explicat câteva dintre capcanele de acolo, după cum spune el. Dar omul s-a trezit cu o mare problemă, ulterior deveni și șeful asociației de proprietari, președintele asociației de proprietari, așa. Poți să detaliezi un pic? Sigur. Ăsta a fost al doilea apartament. Primul apartament pe care Iuliu și Anuța, așa se numesc cei doi proprietari, pe care l-au căutat,
avea niște probleme de compartimentare. Al doilea apartament, în momentul în care l-am văzut, am avut datele incomplete. Le-am spus, domnule, uite, eu vă pot spune despre X, Y și Z. La restul n-am cum să vă spun, pentru că nu am documentația la îndemână. Ulterior, după ce s-au mutat, și-au dat seama că racordul la canalizare nu se făcuse conform normelor în vigoare. În sensul că cei de la regia de apă canal le-au spus, domne, dar voi oficial nu sunteți racordați. Și-au dat seama că erau oarecum racordați cu un canal care deversa în Dâmbovița, dar lipsea toată camera aia tehnică, nu știu cum se numește, care poate să prevină, să nu cumva să refuleze grupurile sanitare în caz că e o inundație la primele etaje. Deci, practic, era o chestie făcută relativ artizanal pentru a nu se mai complica cine a construit blocul cu acordurile pe care le cere statul. Pentru că, de multe ori și la stat, sunt multe acorduri, îți cere uneori mai mult decât trebuie pentru că e teamă să nu-și ceară prea puțin. Cam așa funcționează, din nefericire, administrația. Dacă am reținut eu bine, problema la 2 ani de zile sau cât a trecut, un an de zile de atunci, încă nu e rezolvată. Da. Iar persoana respectivă a intrat într-un hățiș din ăsta legislativ incredibil, în care cei de la apă le cereau să facă ei treaba asta, el întreba în mod autorizat cum le l-ați permis voi celorlalți să facă recepția lucrărilor, pentru că eu cumpăr un apartament și nu cumpăr o infrastructură. Corect. Deci după 2 ani de zile, o neatenție de genul ăsta, dar iar, e un amănunt pe care e aproape imposibil pe ca tu, cetățean, care te duci să-ți cumperi un apartament. Am înțeles, ne-am uitat pe planșă. Bănuiesc că ar fi nevoie și de ajutorul unui inginer de structură dacă te duci și-ți cumperi un apartament, nu? Normal. Treci și de chestia asta și iată, ajungi la o treabă de genul acesta. Există, după părerea mea, câțiva pași strategici pe care, dacă îți dorești un apartament, îi poți face, astfel încât să fii oarecum, pentru că nu ai cum să fii perfect acoperit. Adică, odată, ținând cont că peste 80% dintre apartamente se vând din stadiul de proiect, poți să întrebi un arhitect ce îți poate spune despre apartamentul pe care vrei să-l iei după plan. Se va uita pe plan, își va folosi experiența pentru a realiza ce funcționează, ce nu funcționează, îți face un raport pe chestia asta. Ulterior, după treaba asta, dat fiind faptul că e concurență mare, e ca la medicină, sunt 15 loc, la fel și aici sunt 15 apartament, poți să-ți cumperi apartamentul, semnezi contractul de rate, dacă ești mulțumit cu ceea ce îți oferă apartamentul după ce l-ai supus atenției unui specialist și după ce blocul este gata, deci după ce l-ai finanțat pe dezvoltator, în cazul în care normal s-a vândut de pe hârtie și el a terminat construcția, trebuie să ajungi la cartea construcției, recomandabil cu oricum o firmă care se ocupă de alcătuirea de cărțile construcției, oricum diriginte de șantier autorizat, pentru că oamenii ăștia știu exact unde să se uite dacă toate procedeele de procese verbale și toate celelalte cerințe legale au fost respectate, pentru că cartea construcției e actul de sănătate al construcției, cum e carnetul de sănătate. Conține în el absolut tot ce s-a făcut la bloc, de la fundații, lucrări ascunse, cum ar veni armăturile, până la finisajele finale și, nu știu, tâmplăria, de exemplu. Crezi că există vreun dezvoltator care să-ți ofere informațiile astea la o vizionare și să-ți spună sau îți prezintă doar, uite cât de aproape ești de metrou, ce priveliște frumoasă ai, ce balcon mare, dacă ai cere depinde dacă asta, ceri. Ce... Cartea construcției este un document public. În mod normal, fiecare persoană care își dorește să cumpere un bloc care a fost deja recepționat, deci a cărui construcție s-a terminat cu procedeul final de recepție întocmit conform cu cadrul conținut pentru recepție din lege, ar trebui să aibă cartea asta a construcției pe care șeful asociației de proprietari să ți-o pună la dispoziție. Și tu ar trebui să poți să vii cu un specialist care să ți-o poată traduce, să spună dacă totul a fost conform cu normativele și standardele în vigoare sau dacă nu. Acum,
Uneori, cartea construcției e mai greu accesibilă. Ei nu o menționează întotdeauna, mai ales cei mai rău intenționați, ca să zic așa. Dar dreptul omului care vrea să cumpere un apartament într-un bloc deja construit este să... El are dreptul, cum ar veni, să aibă... Mă întreb următorul lucru. Colegii de la știrile Pro TV au un serial despre dezvoltatorii imobiliari și am observat acolo niște lucruri că, evident, ți-l cumperi de pe plajă, tot în jur arată frumos, teren de tenis, parcuri pentru copii, piscine, tot ce mai vrei, o întreagă fericire. Cumperi apartamentul respectiv, te muți în el și niciodată drumul de acces nu va mai fi asfaltat, parcurile din jur sunt o mizerie totală, intri în glod până la genunchi, îmi numai cu cizme de cauciuc și așa mai departe. Am văzut că în Timișoara și Cluj au schimbat legislația și nu mai permit dezvoltatorului să vândă proiectul, apartamentul respectiv, dacă nu are toate utilitățile făcute, drumul de acces dacă nu e corespunzător și așa mai departe. În București nu s-a schimbat, deși există presiuni în sensul ăsta. Și mă reîntorc aici, am văzut la tine la sursele haosului în asta, vorbind de ordonanța de urgență numărul 100 din 15 decembrie 2016, care umplea un anumit vid legislativ pe construcții și e foarte important asta și mi-amintesc că atunci te las pe tine să spui și o să spun apoi de ce mi-amintesc eu de la venirea PSD-ului la putere. Ordonanța 100 avea calitatea că găsea responsabilii politici pentru respectarea anumitor norme de construcție la nivel de județ sau de oraș, de municipiu. La nivel de județ era președintele Consiliului Județean, dacă nu mă înșel, la nivel de municipiu era primarul. Ceea ce înseamnă că pentru fiecare bloc, că vorbim de locuințe colective, care nu este făcut conform cu normele în vigoare, dacă cineva se autosesiza și mergea la instituțiile abilitate și demara o anchetă să vadă de ce blocul cutare nu respectă normele și cu toate astea a obținut autorizație de construire și a fost ulterior recepționat, înseamnă că degetele se îndreptau către responsabilul politic, adică către primar. La câteva luni după ce s-a schimbat puterea, au dat legea 86, zic bine? Parcă legea 86 pe 2017, parcă a fost în mai, în care au invalidat ordonanța 100. Da. Pentru, mi-amintesc foarte clar că a fost un protest al primarilor, multe cereri, în care invocau faptul că ordonanța asta, guvernului Cioloș, va bloca dezvoltarea, pentru că e nefiresc ca el să aibă o răspundere penală așa de mare în cazul ăsta și că ar fi primarul, primăria ar fi tărât în foarte multe procese, prefectura, și au invocat acest motiv, iar guvernul PSD a luat măsură de satisfacere, fiind una din primele ordonanțe date de guvernul PSD ca să invalideze ordonanța 100 care plasa răspunderea pe primar și pe prefect în cazul proiectelor imobiliare dezastruoase. Radule, cum ți se pare dezvoltarea urbană a Bucureștiului și cu asta mă apropii de final, să nu îi plictisim pe oameni, cum ți se pare că se dezvoltă, cum ți se pare că ne-am dezvoltat, să zicem, din 89 până în 90 până în 2000, din 2000 până în prezent, sunt semne bune, mai puțin bune, ne apropiem de normalitate? Mi se pare că ce zic acum e impresia mea subiectivă. Statisticile ar putea să confirme sau să infirme ceea ce zic eu. Mi se pare că dezvoltarea este oarecum haotică. Ar fi trebuit să se construiască pe baze mai solide. Iar o bază pe care eu o consider solidă este binele individului. Dacă nu sunt întrunite condițiile de principiu pentru ca individului să fie bine și nu este pus interesul lui pe prim plan, toate instituțiile sunt forme fără fond. Din nefericire, vidul de reglementare după 1990 a permis să se întâmple multe situații în care urbanismul a fost oarecum violentat de
anumite inițiative, în alte situații au avut de suferit locatarii, s-a produs densificare în cartierele dormitor mai vechi, au apărut case printre ele, toate astea se înloc, mie mi se pare că în loc să se rezolve, încercăm să le pudrăm și să le facem să miroasă mai frumos, dar până la urmă problema de fond nu este rezolvată, pentru că e probabil vina noastră a tuturor că nu ne uităm în oglindă. Dom'le, avem problema asta, hai să rezolvăm problema asta. Care este sursa problemei? X, nerespectarea cutare. Faptul că nu avem funcționari care să fie educați într-o școală de administrație specială spune foarte multe în situația în care legea înăsprește, să zicem, pedepsele pentru o anumită problemă. Oamenii ăștia se tem că își vor pierde jobul, apar blocajele, vine puterea politică, spune noi nu vrem blocaje și atunci relaxează legea mai tare, astfel încât haosul continuă. E modul în care văd eu lucrurile, e posibil să mă înșel. Crezi că noi am evoluat din punct de vedere al implicării comunității? Adică mă gândesc că pentru orice proiect care, de dezvoltare, care se va, indiferent că e inițiat de primărie, de un dezvoltator imobiliar, cred că ar trebui foarte mult să conteze părerea comunității din zonă. Evident, acel consiliu de urbanism format din arhitecți, istorici, arheologi, oameni de cultură și așa mai departe. Există așa ceva? Avem părerile lor sunt ascultate? Există o presiune reală pe factorii de decizie, pe primar? Și am în vedere recentele declarații contradictorii date de primăria generală, chiar și primăriile de sector cu ordinul arhitecților pe diferitele construcții din parcurile din București care s-au inițiat și așa mai departe. Comisia tehnică este impusă de lege pentru orice oraș, însă din nefericire eu doar calitate consultativă. Adică comisia este alcătuită dintr-un număr de specialiști în domenii care au tangență cu dezvoltarea orașului, ceea ce înseamnă arhitecți urbaniști, istorici, uneori peisagiști, arheologi și așa mai departe, doar că nu au ei de obicei ultimul cuvânt, dacă ei sunt doar consultativi. Așa că, până la urmă, lucrurile sunt dictate de la alt nivel altfel. Dar, ca să răspund la întrebare până la capăt, consider că implicarea civică este cel mai mare câștig pe care societatea noastră l-a avut din 90 încoace. Societatea noastră nu este mai organizată, nu este organizată cum ar trebui, nu este cu mult mai organizată decât în anii 90. Au fost, bineînțeles, avansuri, dar nu a ajuns unde trebuia, însă faptul că comunitățile au început să se implice e un lucru extraordinar. Oamenii de pe Case Strâmbe pe Radar, care îmi trimit apartamente, îmi trimit situații, discută între ei, uneori aflu chestii noi despre cutare sau cutare ansamblu rezidențial și dacă ei n-ar fi să se consulte unii pe ceilalți și să-și ofere unii altora informații despre blocul X sau ansamblul rezidențial Y, ce a auzit unul, dacă informația e verificată sau nu, toată zona asta ar fi mult mai săracă în informație. Pe când așa le e mult mai ușor celor care își caută un apartament să ia o decizie în cunoștință de cauză, aflând mai multe lucruri de pe pagina comunității. Asta cred că e cel mai mare câștig. Asta mi se pare și mie că e cel mai mare câștig al paginii tale ca să strâmbe pe radar. Ai reușit să închegi o comunitate. Noi ne urnim mai greu așa românii, chiar când e vorba de propriul interes și atât de mare. Și, dar uite că lucrurile încep să lege. Încă o dată, repet, e un manual îndrumar care vă va ajuta să vă alegeți mai bine casa pentru care o să plătiți o sumă considerabilă pe o perioadă lungă de timp. Și aș încheia cu cuvintele lui Mario Cuibuș, colegul tău de pe carte, despre confort, acel ceva invizibil care face diferența dintre casă și acasă.